Sistemul sanitar din România a mai pierdut un pacient. Bărbatul care a suferit arsuri grave în portul Constanța și a fost plimbat 9 zile prin 3 spitale a murit în cele din urmă în Belgia. Soția bărbatului a acuzat că transferul acestuia în clinica din afara țării a fost întârziat pentru că nu ar fi fost considerată o prioritate. Vremea și o defecțiune a unui aparat de zbor au contribuit și ele la această întârziere. A fost prea mult pentru bărbatul de 52 de ani, ajuns în stare foarte gravă în Belgia cu multiple infecții. A murit ieri. În România, sistemul reacționează ca de fiecare dată, facem controle în spitale. Nu cred că putem să vorbim despre un autor moral. Îndoiala pe care o avem, pentru că și asta vine din discuțiile pe care le-am avut și eu și colegii mei cu medicul Isacu, un medic de origine română care lucrează la spitalul din Bruxelles, îndoielile pe care am putea să le avem și verificările pe care le facem sunt mai ales legate de modul în care a fost tratat pacientul. Dar nu putem să vorbim despre un autor moral atât timp și să comparăm asta cu lucruri din trecut, atât timp cât, repet, nu a existat nici măcar o singură secundă în care să fi existat un loc în străinătate și cineva să fi refuzat transferul. Am decis deja săptămâna trecută că vom trimite corpul de control. Mie îmi pare rău dacă domnul ministru spune că nu există un autor moral. Nu mă interesează ce culoare politică are fiecare ce declară. Eu vă spun doar că nu se întâmplă nimic în România. Că a trebuit să ies public ca să-mi strig năduful ca să pot să-l duc de acolo. Domnul acela cu care am conversat tot timpul mi-a spus în primă fază că să am răbdare, că are alte priorități sau că trebuie să mă ia în ordinea priorităților și care mi-a transmis că i-am stricat imaginea domnului Arafat. Soțul meu a murit din acest motiv. Pentru că ei cu sânge rece se joacă cu viața oamenilor. Asta fac, nu interesează, calcă pe cadavre. Îi interesează imaginea. Ies la televizor și fac declarații de 2 lei. Pentru mine sunt zero. Organismul a cedat. A fost supus la o presiune extraordinară. Tot ce omenește posibil am făcut. Avem doar două mâini. A fost cât mai bine, cât mai rău, am reușit să-l mai operăm. Fiecare intervenție chirurgicală declanșa un sepsis. Problema e să nu se mai repete, că s-a repetat de atâtea ori încât m-am plictisit eu. Nu pot să vă spun acum că ar fi scăpat sau am fi, dar ar fi meritat.